În Ioan, capitolul 11, cu versetul 35, stă scris: Isus Plângea. În iulie 1975, cu ocazia călătoriei pentru Congresul Conferinței Generale, care a avut loc la Viena, am vizitat primul lagăr de concentrare construit de naziști, de la Dachau, aproape de München, în sudul Germaniei. La fel ca lagărul mult mai mare de la Auschwitz, Dachau a fost între 1933 și 1945 scena persecutării cu o cruzime teribilă a prizonierilor închiși din motive religioase, a aristocraților, intelectualilor, politicienilor, țiganilor și începând cu 1939 a evreilor. În timpul acestei perioade, mai mult de 200.000 de, de prizonieri au fost închiși în acest lagă de exterminare, estimându-se că 41.500 de, de persoane au fost ucise și multe alte mii au murit din cauza condițiilor îngrozitoare de viață. La Dachau, doctorul Zygmunt Rasser a făcut Abominabile experimente medicale pe prizonieri pentru a testa noi medicamente experimentale. Sute de prizonieri au murit sau au rămas infirmi pe viață ca urmare a experimentelor lui. Dachau a fost scena unor teribile munci silnice până la pierderea vieții, a torturilor, a execuțiilor, foametei, frigului și suprapopulării. Incinta era înconjurată cu un gard electrificat de sârmă ghimpată, un șanț și un zid cu șapte turnuri de control. Este imaginea care mi-a rămas în memorie a acestui infern pe pământ. Imposibil să nu plângi odată ce ai intrat acolo să vizitezi. De ce atâta violență? Mai ales asupra copiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu nu forțează niciodată voința sau conștiința dar calea continuă a lui satana pentru a câștiga stăpânirea asupra celor pe care nu-i poate amăgi altfel este constrângerea prin cruzime. Prin teamă, el încearcă să domine conștiința și să-și asigure închinarea. Pentru împlinirea acestui cel, el lucrează prin autoritățile religioase și pământești, mobilizându-le să impună legi omenești, disprețuind legea lui Dumnezeu. Astăzi, la aproape 75 de ani de la eliberarea din lagărul de la Dachau, de către trupele aliate, suntem tot la Dachau, în acest lagă de concentrare, locul inechităților, al violenței, foametei, abuzurilor, corupției, nenorocirilor, care este în lumea întreagă. Continuăm fără să ne schimbăm, deși ar trebui cu o severă indiferență continuăm să rămânem pasivi, ca și cum tragicele statistici nu ar însemna nimic. Până când? Numai Dumnezeu știe. Vestea bună este că Isus revine curând pentru a ne lua să trăim acolo unde aparținem de drept. Atunci nu va mai fi nici țipăt, nici moarte, nici durerea.